La biserică, dar să mai merge la biserică, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Am rugat pentru dumneavoastră și pentru mine personal și după care am dorit să ne rugăm. Și aș dori ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica și zic, Doamne ajută, amin. Rândul meu din 2 Cronici, capitolul 15, la un moment dat asta se întoarce un împărat al lui Iuda, se întoarce și a avut o biruință, a biruit pe etiopieni și gândul meu pentru dumneavoastră și pentru mine este în felul următor. Și auziți ce spune cuvântul Domnului din 2 Cronici, capitolul 15, versetul 2. Și asta e valabil pentru noi și pentru noi toți care suntem în seara aceasta aici, Biserică Betel. Azaria s-a dus înaintea lui Asa, i-a zis, ascultați-mă Asa și tot Iuda și Beniamin. Ascultați poporul lui Dumnezeu din seara aceasta. Zice în felul următor. Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți, vă va părăsi. Aș dori în seara aceasta să facem o rugăciune ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să-L căutăm pe Dumnezeu. Amin. Și dacă cumva în 2019 n-am făcut-o, pentru că aici, dacă vom citi în textul de față, poporul la un moment dat nu l-a mai căutat pe Dumnezeu. L-a dus în scânturare și zice, în mijlocul scânturării lor s-a întors la Domnul. Aș dori în seara asta ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica cu ascultare și zic, Doamne ajută! Și zice versetul de mai jos, în primul rând să ne rugăm, ca să-L căutăm pe Domnul din toată inima. Amin? Domnul să ne ajute. Și la doilea rând, aș vrea să ne rugăm și spre cu ce? Zice primul următor, versetul 7. Zice, voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. La doilea rând, dragii mei, ca și biserică, ca și răscumpărația lui Dumnezeu, am dorit ca Dumnezeu să ne întărească și să ne întărească viața noastră. Amin? Aș vrea să vă dau o întâlnire, exact de astăzi, într-un an. Cine îmi garantează că veți fi sau voi fi în acest loc? Să se ridice. Este cineva care îmi garantează că vom fi în 2020, în 31 decembrie, în același loc? Dacă este cineva care poate să-mi garanteze să se ridice și să spună, eu voi fi de astăzi într-un an. Nu. Pentru că ziua de mâine apoi, spuneți dumneavoastră. De aceea trebuie să vă invit să vă ridicați în picioare. În prima parte venim înaintea lui Dumnezeu și ne cerem iertare și spunem, Doamne, poate nu te-am căutat de ajuns anul ăsta. În a doua parte venim și spunem lui Dumnezeu ca să ne întărească, ca să-L căutăm pe Dumnezeu. Și zic, Doamne ajută, amin? Amin. Și pe urmă venim înaintea Domnului ca să ne întărească Dumnezeu. Poate vor mai fi slăbiciuni, poate nu știu ce va fi, dar știu un singur lucru, că dacă îl căutăm pe Dumnezeu, Dumnezeu mi se descoperă și aș dori ca în seara aceasta Dumnezeu să-și binecuvânteze biserica. Amin. Tatăl nostru.